Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un chestionar unde avem în studio un proiect care ne este nou drag, pentru că îl știm, e de aici și nu este la prima interacțiune cu noi. Ne-am și sponsorizat la un moment dat, așadar îi punem covorul roșu lui Marius Mora de la tocher, Bine, revin, Marius. Mulțumesc tare, mult! Mă, uh, o, o, un intro foarte, foarte drăguț! Mulțumim tare, mult! E un intro pozitiv, de ce? Pentru că. Um, sunteți unul dintre proiectele care a trecut deja proba timpului. La noi cea mai mare problemă în cripto, nu -i așa Andrei, este să treacă de motoriciclo. Cine poate să mai spună, mai ales în România, că a trecut prin două bear market și este încă aici, contează. Așadar, încă o dată, bun venit! Sunt aici și cu Andrei Brătucu. Avem un chestionar în care vom vorbi despre lucrurile noi care trebuie să vină de la voi. Însă, ca de obicei, înainte de a începe, trebuie să le reamintim oamenilor cine ești, de unde vii. Și eu mă întreb uneori lucrurile astea. Ajungi uneori la o vârstă în care îți pui multe întrebări existențiale, dar nu știu de unde să încep. Spunem tu cam de la ce vârstă să încep ca să știu de unde să iau. Păi de le vei tărpici despre tine. Să zicem că ai vrea să te angajezi la nivelul următor. Habar unde este ăsta, pentru că voi păreți destul de bine împăcați cu ceea ce faceți în momentul ăsta. Dar dacă ar trebui să îmi povestești despre tine în lift până la etajul 4. O să-ți dau un hook. Am început ca reporter la Dăbuleni. Și asta deja, apropo de relaxare, de, cred că eu e un început cumva destul de bun. Am început, acolo este zona mea natală, să zic așa, călăraș și de buleni. Apoi am simțit chemarea asta că pot să fac mai mult. Am venit în Craiova, am început să vând mașini, credite, leasinguri și în 2011 am început zona de antreprenoriat, și am deschis o firmă de consultanță pe fonduri europene. Practic să zicem că asta este backgroundul meu profesional. Apoi în 2015 am aflat cumva cu stupoare de zona de cripto, deja era, mai multe, era destul de multe informații și atunci chiar dacă acum este probabil de o mie de ori mai multă, dar era. Și cumva am simțit eu care mă consideram o persoană informată, mi-am dat seama că nu eram chiar atât de informat pe cât credeam. Mi-a plăcut, mi plăcut foarte tare, a fost aș putea să spun, dragoste la prima vedere dar cumva n-am gândit-o neapărat speculativ, ci cumva spiritul antreprenorial m-a făcut să mă gândesc cum aș putea să fac o platformă, pentru că erau destul de puține la, la acea vreme și accesibilitatea către zona de cripto nu era atât de mare, dar eu aș putea să spun că mă pricep pe zona de business development. Aveam nevoie de IT, care este foarte, foarte important și atunci l-am cunoscut pe Sabin, care este de obicei ca și astăzi parcă este acolo Le în spate și îl salutăm pe, pe, această, pe această cale și chiar pot să spun contează foarte mult tot timpul un cofondator tehnic, probabil Așa. în orice proiect de genul acesta. Cu Sabin lucram deja de niște ani buni, exista o încredere reciprocă foarte mare. Am început să facem foarte mult research, să vedem cum e cu zona de cripto. Și în 2017 am început efectiv să lucrăm la platformă și în martie, 2008, în martie 2018 am lansat pe piață prima versiune a platformei sub denumirea veche de LDV Bank, Leonardo da Vinci, Vinci Bank. Bank, e o întreagă poveste și acolo în spate. Și așa ne-am făcut noi pionieratul în zona de cripto, iar de atunci cumva istoria mai recentă o știți, și ne place să credem că suntem unul dintre proiectele care au evoluat constant. Așa. Și la nivel tehnic, și la nivel de echipă, și la nivel de ecosistem, să zic așa, pentru că deja putem să discutăm de un ecosistem atât prezent și viitor, pentru că vom mai discuta foarte mult și despre uh, viitor. Și cred că am ajuns la etajul... Uh, 18 exact. Te vedeam zilele trecute la televizor că atunci când a, întreba, a întrebat prezentatoarea despre ce se întâmplă, domnule, pe piața asta, că a crescut iară Bitcoin-ul, vorbeau cu tine și te vedeam așa cu, cu duhul blândeții, cum zâmbeai binevoitor și încercai să explici chestia asta, ceea ce arată că avem din nou interes în rândul oamenilor și că investiția și răbdarea ta și a voastră în proiectul ăsta începe să se adune roade. Sunteți recunoscuți în piață, sunteți deja mai mult decât un singur proiect care pare că vrea să prindă un motorul bullrun, așadar sunteți deja de aici. Da, Trebuie să admitem chestia asta, că faceți parte din, din tot ecosistemul, nu sunteți doar încă un proiect la rând, ceea ce încoată. Ne bucură foarte mult. Mulțumesc și mă bucur această afirmație pentru că, într-adevăr, cred că ceea ce trebuie să cultivăm noi, cumva, ca o zonă foarte etică, Uh, discutam și cu Andrei puțin mai devreme la cafea, în zona noastră de cripto, în bula noastră, pentru că putem să-i spunem așa, care nu este o bulă financiară, este o bulă socială, să zic, uh, noi, în afară de câteva uscături care sunt în orice domeniu, ne apreciem, ne pupăm, ne luăm în brațe, suntem cu toți yeah. extraordinari. În schimb, cred că există în continuare o problemă reală în afara acestui 80% la nivel de adopție, iar în momentul în care ieșim din bula noastră confortabilă oarecum de criptă, în care noi conștientizăm foarte bine toate mecanismele, toate lucrurile și le înțelegem, există încă o oarecare reticență. Există și un val de oameni care mm, sună interesant, aș vrea să învăț, spune mai multe, dar există și încă o zonă destul de mare de reticență. Și atunci cred că noi, playerii din cripto, avem efectiv o misiune foarte importantă să fim cei care arătăm că ceea ce se întâmplă în cripto este etic, este legit. Suntem cei care trebuie să aibă grijă foarte mare de imaginea acestei industrii, pentru că la fel aici, ca și în orice alt domeniu de activitate, poate 10 player fac niște lucruri foarte bune, este de ajuns să apară unul și ați văzut că toată lumea se orientează către el. Bitcoin uh, și fix uh, despre discuția la care făceai referire, Bitcoin a, a scăzut câteva mii în câteva zile Uf. în condițiile în care a crescut zeci de mii în câteva luni și toată lumea e wow, Bitcoin scade. Nu trebuie să ne mai uităm doar pe o bucățică atât. Exact. Trebuie Bine, acum ne... știm amândoi că atunci când crește, crește, crește liniște, când scade, mamă, încep toți, v-am spus eu că o să cade. Corect, corect, da. 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 Așadar, Trebuie să aducem următorul milion în cripto și în țara asta, următorul miliard la nivel planetar. Este încă loc, este încă de vreme pentru toți cei care sunt curioși. Încă nu a plecat de tot trenul din gară. Deși au trecut, iată, șase ani pentru voi, mai mult de opt ani deja pentru Bitcoin, nu? Suntem încă de vreme. E încă de vreme, încă mai e timp. Atunci, care sunt pașii următori și pentru bucata asta o să i predau ștafeta lui Andrei, care a pregătit partea de discuție tehnică, pentru că voi pregătiți o grămadă de lucruri de mai multe vreme, ne tot povestit despre ele, cred că ar fi cazul ca oamenii să afle la ce ați lucrat. Da, nu cred că e neapărat uh, doar tehnică, ci mai degrabă despre prezentul tokero și viitorul, mai ales al tokero și al industriei și cum vedeți voi lucrurile astea. Uh, până atunci sunt curios, am mai tot auzit întrebarea asta și mi se pare normal ca oamenii să-și o pună. De ce ar folosi cineva Tokero și nu unul dintre playerii mari, care e avantajul pentru cineva să folosească o platformă locală cu precum Tokero. Din fericire nu este prima dată când aud o astfel de întrebare și eu am tot timpul cred că e cea mai astfel cea mai întrebare, să în o rezolvăm de la da. început. În primul rând, am făcut de multe ori în în săli, pe la conferințe, mai fac testul ăsta și zic așa, cine din această sală are un cont doar pe o singură platformă de tranzacționare, adică e atât de fan și de înrăit încât are doar pe una și nu prea ridică nimeni mâna. Câți dintre voi au conturi pe multiple platforme și atunci, clar, toată lumea ridică mâna. Și atunci concluzia noastră este următoarea. Odată pentru că nu mai există neapărat un player care este la nivel, nu știu, este unic, este ca într-o dictatură și este singurul care stăpânește o piață, pentru că, vedeți, la 2-3 ani mai apare câte un oarecare lider, Crește, crește, crește puțin, ajunge la o treaptă în care nu mai crește atât de mult și vin alții Angry Wolf așa și care dezvoltă diverse lucruri din spate. Uh, și atunci cumva mie, îmi dă de înțeles că nu trebuie neapărat poate să fii cel mai tare, ci trebuie să fii omul potrivit, la locul potrivit, platforma potrivită pentru nevoia pe care o are acel om la acel moment în traducere de cripto, ar însemna așa, în acest moment tokero, când spui tokero, spui de principiu un exchange de criptomonede și o să dezvoltăm după și celelalte lucruri. Aici noi cum ne-am poziționat? Ne-am poziționat foarte mult pe zona de rampon, ramp off, intrare și ieșire facilă din piață, în condițiile în care știți și voi problemele cu intrările în piață foarte multor exchange-uri, li se taie accesul bancar și este foarte greu să vii, mai ales cu sume mari. Nu doar la bănci și la carduri. Da, în acest moment pot să spun cu mândrie că Tokelo are trei parteneri bancari, unul în Lituania, doi oh. în UK, okay. da, adică stăm super bine pe, pe uh, zona asta, atâta timp cât există surse și dovadă fonduri, putem să gestionăm orice sumă de bani și avem și clienți care tranzacționează sume mari uh, și foarte, foarte mari. În același timp, apropo de adopția următorului val de 1 Billion People, pe care îl așteaptă toată lumea, platforma Tokero este o platformă. Simplă. Am gândit o foarte simplu, butoane uh, mari prin care îți poți face uh, ușor uh, și rapid. Și în același timp avem o deviză, cumva, humanized crypto. Într-o eră în care toată lumea se duce foarte mult către zona de AI, către chat-boți care să ți răspundă la mesaje, to este recunoscut că stă foarte bine la interacțiunea umană. Avem colegi care sunt extraordinari pe suport. Să ne găsesc clienții pe, și la telefon și pe mail. Suntem foarte prompți pentru că în continuare considerăm că contează foarte mult interacțiunea umană. Chiar dacă poate în spate nu avem nicio problemă să folosim tot felul de soluții uh, super avansate, în schimb la finalul zilei cumva comunicarea în continuare cred că trebuie să fie om către om. Ok. Și atunci, încă o dată, pentru cei care au auzit chestia asta, poate fi încă un incentiv să încerce măcar, să nu fie neapărat singura platformă, exact cum spui și tu, dar măcar poate să vă descopere pentru prima dată și de fapt ăsta e și motivul pentru care ne întâlnim, nu? Să mai facem un pic de adopție. Exact. Da. În momentul în care am avut noi acea colaborare de câteva luni în care vorbeam despre Tokero, multă lume spunea că folosește într-adevăr exact pentru ce spui tu, în mare parte pentru on și off În schimb, în ultima perioadă am văzut că s-a schimbat un pic strategia și la voi și că aveți din ce în ce mai multe monede listate, pentru că oamenii se plângeau, ok, eu intru acolo, dar nu o să rămân pe platformă, pentru că sunt doar Câteva perechi. Da, că lucrurile astea s-au schimbat. I îți mulțumesc că m-ai întrebat pentru că uh, aveam și eu ideea asta în cap, dar reflectoarele astea uneori îți mai taie din, uh, din idei. Uh, da, ne-am dorit cumva ca oamenii să nu vină doar pe tokero ca un plin contact și au făcut una, două, trei tranzacții și atât, să migreze uh, către alte platforme și atunci am căutat foarte mult și ceea ce își doresc oamenii mai departe, și anume partea de diversitate. În ultimul an de zile am investit peste un milion de euro în scalabilitatea platformei, avem în picioare o a patra versiune de platformă, iar dacă primele trei uh, au fost construite aproape integral de colegul nostru uh, și cofondatorul nostru genial uh, Sabin, uh, un lucru pe care acum cumva ne mândrim cu el, uneori uh, nu îl recunoșteam pentru că putea fi un potențial liability uh, să stea de atât de multe lucruri în mâinile unui om acum de mai bine de un an de zile am lucrat și am investit în versiunea 4 a platformei, o platformă foarte scalabilă. Deja uh -huh. se vede numărul de criptomonede pentru că am adăugat peste 100 de asseturi pe platformă, iar planul foarte realist pe anul acesta, având în vedere scalabilitatea platformei, este să fim la peste 1000. Uh -huh. Iar dacă vă întrebați cum putem să facem acest lucru, se referă la modelul nostru de business. În spate agregăm uh, și alte exchange -uri. În acest moment, de exemplu, Kraken, Binance, HNDX, Gate, Kucoin, uh -huh, uh -huh. urmează Bybit, astfel încât în tokero să găsești toate aceste soluții, să nu mai fie nevoie cumva să migrezi atât de mult dintr-o uh, parte în alta, decât în momentul în care poate îți dorești niște chestii foarte specifice pe care la acel moment poate noi nu le, nu le oferim. În același timp, asta este pentru clientul. Despre care vorbim gen persoană fizică sau persoană juridică pentru că n-am discutat deloc de zona corporate care iarăși ne reprezintă foarte bine conturile pe persoane juridice În schimb pentru mulți token, de exemplu dacă iau pe alte platforme pereche, pereche doar cu USDT Care poate le asigură cumva o adopție nu atât de mare pentru că nu toată lumea mai ales începător care intră în piață nu deține aparat USDT Noi prin integrările pe care le avem putem să le asigurăm foarte ușor perechi cu euro și atunci asta crește foarte mult partea de accesibilitate către, către acele, acele, proiecte. Ok. Ajută-ne totuși să înțelegem cum faceți integrarea asta prin API, cum fac eu să ajung să tranzacționez pe mai multe platforme, doar intrând în tokenul. Uh, uite, de asta era bine să fie și Sabin aici, dar a preferat să fie acolo. API-uri și conturi corporate, adică noi cumva avem niște validări, nu e doar că ne-am legat doar pe zona de API-uri, care nici nu este o chestie tocmai simplă, dar și un proces de compliance, pentru că n-am discutat deloc de compliance și și ăsta un lucru foarte, foarte important și extrem de complicat și complex, mai ales acum cu Mica, care este, este la ușă. Adică Noi vorbim despre legislația europeană care da. reglementează partea asta de digital. Exact. Noi avem un proces de aplicare care de obicei durează chiar 2-3 luni de zile către aceste platforme, ne acceptă practic ca parteneri. Urmează partea tehnică pe care o fac colegii noștri, adică un proces un proces destul de, de complex, dar pe care iată, l-am făcut de nenumărate ori și o să începem să-l facem chiar din ce în ce mai mai mult. Pe zona de centralized exchange, ce urmează apoi zona de exchange-uri descentralizate, unde și acolo este o întreagă poveste pentru că a oferit perechi cu SDT și euro către proiecte la care oamenii au acces doar cu criptomoneda nativă a proiectului respectiv, iarăși este un salt foarte mare către zona de adopție accelerată, așa cum spunem în, în partea de white paper. Ok, adică o să faceți integrare la liquidity pools, la piscinele de lichiditate din de dexuri direct, ca să poți să folosești Exact. Și, practic, să le asigurăm proiectelor respective, perec direct foarte facil cu euro și cu USDT. Acum, dacă vrei să cumperi un token de pe un Dex, practic îți trebuie criptomoneda nativă a Dex-ului DEX respectiv. Uhum. Noi, practic, din tot, toate aceste integrări din spate, tu ca și client dai un click, noi facem toate aceste lucruri pentru tine. E ca și cum foarte mulți oameni merg cu mașina, nici eu nu sunt un mecanic bun, nu știu ce este sub capotă. În schimb, am nevoie să bag cheia, să plec și să ajung unde am nevoie. Ok. Practic, suntem încă în continuare în punctul în care oamenii vin pe platformă, bagă euro și pe aia ok, cum fac să cumpăr chestia aia? Uh, nu, că poate nu știu, poate nu am făcut atât de bine înțeles. Uh, ziceam doar că din tot acest lanț care este foarte lung, noi putem să-l scurtăm foarte tare. Adică oamenii să înțeleg asta, dar, dar noi, noi o zim foarte des, mai ales în ran când încep să vină oamenii noi în piață, clienții noi, care vin și spun ok, am băgat-o... am și avut cazuri aici de oameni care ne-au spus că au trimis un nu știu ce exchange, A, okay. euro și uh, uh, nu-și vedeau banii. Pentru că efectiv au făcut uh, tranzacțiile greșit și cea, eu, eu, eu vreau să cumpăr bitcoin. El bagă euro și vrea să vadă bitcoin după aia și nu înțelege ce se întâmplă de la fiat. Până la cripto. Intrăm în zona de educație, care este. Am putea să vorim doar despre acea zonă undeva la 3 ore, probabil, că sunt Fără multe să de discutat, da? Când am, ne-am când dat seama că începem să facem educație sau vrem să facem educație și vom face educație financiară, în 2020, de fapt până în 2020, tot auzeam vreau să cumpăr Bitcoin și. Bitcoin. De unde iau și eu? Un uh, Bitcoin, 2 Bitcoin. În, în 2020, când am listat Elrond, auzeam de unde cumpăr și eu Elrond. Și când auzi lucrurile astea, îți dai seama că trebuie să faci niște lucruri. Niște lucruri s-ar traduce fie niște întâlniri ca aceasta în care să explicăm toate aceste lucruri, dar atenție, nu este scalabil. Oricât de multă bunăvoință aș avea eu, s-ar putea să nu am timp, să nu am energie. Perfect. Și atunci nu poate scala. Și atunci a apărut uh, pentru noi prima criptomonedă platforma satelit a lui Tokero, Academia lui Tokero, uh, să zic așa, pe care am început să facem zona de educație de cripto, iar ulterior. Atenție, ne-am dat seama că nu este de ajuns. A trimite, a face un ordin de plată și a nu înțelege exact ce se întâmplă la celălalt capăt sau cum se face, cât durează, nu ține de educație de cripto, ține de educație financiară generală. Okay. Și atunci abordarea prin zona de academie, partea ecosistemului despre care uh, o să începem uh, să discutăm, Așa este că ne-am dat seama că nu e nevoie doar de acest layer de cripto. În acest moment, cam toată lumea din cripto face doar educație cripto, care este extraordinară. Și noi suntem adepții ei, am făcut și vom face în continuare. Dar ce este nevoie ca layer inițial? Este nevoie de un layer de educație financiară generală. De bază. De bază. Un layer în care să învățăm de la cum se face un OP, cât durează un transfer SEPA, Lucruri care încă o dată par de bază, dar din interacțiunile noastre cu oameni care chiar sunt poate antreprenori de succes, deci uimitor poate, dar nu sunt familiarizați foarte bine cu aceste zone. Total de acord. Problema începe din școli. Trebuie să fim de acord. Din școala generală trebuie să avem primele principii de bază. Există cărți care îi pot ajuta pe copii să înțeleagă care e diferența între valoare și preț. Care, ce este un bun, ce este un serviciu, chestii de genul ăsta. Sunt lucruri de bază. Până când după aia, ajungem într-adevăr la maturitate și descoperim că oamenii habar nu au ce este un ordin de plată. De exact. Astfel. Și atunci acest de educație financiară generală, ar începe cu toate lucrurile pe care le-am discutat, merge către zona de... Noi până pe la o vârstă așa, eu până la 21 pic de ani nu am auzit de investiții. Aproape că nu am auzit. Exact. Pentru că trăiam la țară nu aveam o comunitate în care să discute despre aceste lucruri. Investițiile nu... erau pentru oameni cu timp liber și cu bani. Da, care erau, în... Bă, păreau ceva, un pic uh, SF, da, sau nu știu, oameni de pe Old Street cu capul atâta și cu nu știu ce calculatoare. E, uh, în schimb, după aceea, practic, să vorbești de zona de investiții. Risk reward ratio pentru fiecare tip de investiții un profiling de risc astfel încât să știu Și să-mi fac un plan de investiții să investesc în funcție de apetitul meu la risc nu al tău sau al celui care îmi spune Unui prieten că a investit și el. Exact Și atunci mi s-a părut că este foarte mare nevoie de un astfel de prim Layer okay. și atunci înseamnă că intri în zona de educație financiară generală Apoi să vii către zona de cripto, să înveți lucruri despre cripto pe care le știm cumva în mediul nostru și apoi ce a venit cumva și se creează un context foarte bun să facem toate aceste lucruri este zona de learn to earn. Prin partea de token, prin criptomonede, poți să faci educația să fie sexy, să fie mișto, să fie atractivă. Până acum, prin toate, în mare parte, toate mijloacele tradiționale, mai ales pe tineri cumva îi îndepărtează. Când ai TikTok-ul unde uh, toată chimia din capul tău ia razna când scrolezi și vezi toate acele lucruri și ai mai chimia departe. Chimia la propriu. Este chimia... chimia la propriu, da, da. Dopamină, serotonină, toate lucrurile astea din creierul nostru și ai și poate un manual sau un PDF care arată, nu știu, nu, nu te stimulează să faci lucrurile astea. Perfect. În schimb, ce ne-am dat noi seama este efectiv un context la nivel mondial care se creează în acest moment și care favorizează acest lucru, a face educație financiară prin cripto, pentru că cripto este un tool super atractiv. Foarte mulți oameni au intrat în cripto în joacă, așa cum atunci când eram tineri, utilizam calculatorul și ne jucam, intram pe Mirc pe vremea noastră. Dar, ușor, ușor am început să învățăm Excel, PowerPoint, Adobe Premiere, fiecare, programare, fiecare ce a vrut să dezvolte mai departe. Dar, părinții, în mare parte, ce ne ziceau? A, te joci toată ziua pe calculator acolo. Cam așa este în acest moment și cu zona de cripto. Ce faci acolo? Faci speculații, faci, uh, uh, nu știu, tranzacții ilicite și așa mai departe. Nu se întâmplă lucrurile astea decât la o scară extrem de uh, redusă. După o anumită vârstă auzi oamenii spunând că chestia aia. Nu are cum să fie reală. Este, este ceva virtual, deci nu este real. Mor când aud asta. De, pur și simplu, acumva aproape că mi-am pierdut un pic energia să mai răspundă acestor lucruri, ci simt nevoia să facem niște lucruri cumva mai complexe, okay. alt tip de acțiuni decât să mă apuc eu să-ți spun că nu e așa, pentru că ce se mai întâmplă? Oamenii reacționează oarecum uh, negativ doar prin nu vreau să ai tu dreptate. Ok, poate, nu știu, uh -huh. pare că ai dreptate, dar nu vreau să-ți dau dreptate. Okay. La un moment dat ei vor fi cumva poate ultimul val, adică mai întâi trebuie să uh, încercăm și discutăm cu oamenii care au o părere bună despre lucrul ăsta, ar vrea să învețe, măcar au această disponibilitate. Okay. ok, vreau să înțeleg, pentru că dacă îmi dai șansa să te fac să înțelegi, ok, mi se pare fără să încerc să fiu subiectiv, avem extrem de multe argumente, da, piața da. cripto nu mai e, este o nouă, efectiv uh, am pus și în white paper... Dacă înainte am desenat o piramidă a investițiilor, spunem piramidă. Când vii cu piramida piramidă în investiții, nu sună tocmai bine, dar efectiv arată ca o piramidă a investițiilor în care ce se întâmplă? Până acum câțiva ani de zile, oamenii începeau din zona de jos, de la depozite bancare, bonduri, real estate, de mergeau apoi mai redus. sus. De la un risc foarte redus. Exact, risc redus. Mergeau apoi către zona de real estate, stocks. După aceea, poate small cap, stocks, zona asta, nu știu, poate un uh -huh. sibling, uh -huh. ceva de genul ăsta, uh -huh. startup-uri, și cumva se opreau acolo. Acum a apărut zona de cripto, dar ce se întâmplă? Dacă înainte se începea de la bază, ani buni până acum, generații întregi au început de la bază către vârf, de la low-risk către high-risk, în momentul ăsta, efectiv, de câțiva ani de zile, am observat că oamenii intră în zona de cripto, adică intră într-o zonă high-risk, noi recunoaștem lucrul ăsta, adică este normal când faci vrei să faci este educație curizmare. financiară, este mare, dar în momentul în care ești conștient de lucrul ăsta, Ok, da, mulțumesc. E ok. Uh, și atunci, după aceea, încep să diversifice. Ei nu, marea majoritate care intră în cripto, nefiind educați financiar, nu știu ce înseamnă alte tipuri de investiții, diversificare așa. și așa mai departe, intră în cripto, învață să facă un cont pe o platformă, învață să tranzacționeze, iar dacă au mentorii și comunitățile potrivite să învețe mai departe și, bineînțeles, și willingness-ul lor să își dorească lucrul ăsta, încep să diversifice, mergi și ca alte zone. Educația a început să se facă de la, de la, vârf către sus. E dureros că oamenii ajung să învețe strâmb. Învață, încep de pe zona de mare risc, și schimbarea în cazul ăla se face cum ne-am învățat proful Borțun, prin schimbarea de paradigmă și singurul mod în care oamenii aleg schimbarea este când schimbarea lovește în frunte. Practic intră acolo, ar niște bani, își dau seama, hop, asta e că nu e chiar așa cum mi s-a părut mie, abia după aceea încep să învețe. Cred că am pățit toți. Sunt două main pointuri pentru care se întâmplă treaba asta. Unul e, într-adevăr, hucul care ne-a atras pe toți, care atrage pe toată lumea, Get Rich Quick, Putem rapidă, e clar că asta este probabil cel mai important cărlic care te aduce în cripto, fie că ne place sau nu. Și al doilea a fost faptul că ne-am trezit într-o eră în care e mult mai simplu să investești pentru tineri, pentru oamenii de rând, pentru cei exact. familiarizați, față de ceea ce se întâmpla înainte, încă trebuia un broker, aveai exact. nevoie de ceva educație financiară, într-adevăr, pentru a investi ca să ajungi în ciclul ăsta. No. bun. Am Eu văd un mare avantaj în acest lucru, că ni se oferă un tool. Deci, încă o dată, acest context care s-a creat, ai smartphone-uri, ai internet de mare viteză peste tot, ai partea de cripto. Mie mi se pare că se creează un context favorabil proiectului da. pe care vrem să-l facem, adică da, cu cripto, Suntem la punctul la care oamenii și-ar dori, sunt convins că după ce au învățat toată partea de cripto care e destul de sofisticată, după ce s obișnui cu platforma aia, bă, parcă aș tranzacționa și acțiune aici. Păi stai puțin că e și aur. Păi chestia asta, Pax Gold e aur? Eu pot să tranzacționez pe o platformă de cripto și el ajunge să descopere un asset, să zicem, foarte relativ stabil, la care ar fi trist să înceapă într-o platformă gândită inițial pentru investiții de mare risc, de risc ridicat, să zicem așa, în condițiile în care în lipsa unei educații financiare, el începe exact din capătul extrem. Începe de la sporturi extreme, în loc să treacă prin bicicletă ajutătoare, știi? Corect, corect, corect. Ok, eu cred că am stabilit destul de bine trecutul și prezentul dochero. și tu ai început să vorbești deja puțin și despre viitor, care e o parte foarte importantă din acest viitor al dochiero, înțeleg că este educația financiară. Da. Dar oamenii, practic, trebuie să înțeleagă că Dokero se desprinde de ideea de un simplu exchange. Și devine un ecosistem cu mai multe lucruri. Și văd aici uh, diferite, diferite lucruri pe care voi le-ați spus în plan, uh, inclusiv parte de platformă a service, uh, de aceste crypto spots, care mie mi se pare unul dintre poate cele mai interesante puncte pe care le-am văzut în acest uh, white paper și uh, o bucată importantă din businessul exact, din viitor da. al Tokyo, Nu Ce înseamnă, ce sunt și care e ideea din spatele. Da, eu. aproape tot ce am vorbit noi până în acest moment ține de zona de online, însemnând transferuri bancare coordin de plată sau uh, plată cu card și zona de online schimburi pe platformă. În schimb, o zonă încă foarte, foarte importantă este zona de cash to crypto. În continuare, atât în Europa cât și în multe alte părți ale lumii, încă se va mai utiliza destul de mult timp de acolo încolo uh, cash-ul. Uh, era un studiu făcut de 12 bani. Mai întâi va dispărea plasticul, cardul și apoi uh, cash-ul. Uh -huh. La un moment dat ne uitam cumva cu jint la modelul de business de ATM-uri de cripto, pentru că vedeam primoluri acolo, ban cu ban, se duc oamenii, se fac cifre importante de afaceri. La nivel mondial numărul de ATM-uri a tot crescut de la an la an. Sunt undeva pe la vreo 36.000 în acest moment. Care e o sumă, e un număr extrem de mic totuși. Adică că e în creștere, Corect. dar 36.000 la nivel mondial, să recunoaștem, e o, da. e o, e o nișă. sămânță. Da. E, și atunci cumva ne-am dorit și acest lucru, doar că acest lucru se întâmpla prin 2019, când încă eram la început, și un ATM de cripto costă în medie undeva la 10.000 de euro, plus o taxă de franciză cam de 5.000. Să zicem, ei un ATM, ei 5, ei 10, deja începe să fie destul de greu accesibil pentru că valoarea investită trebuie și amortizată. După aceea durează un an, un an jumate, poate să lucrezi doar să amortizezi achizițiile respective de ATM-uri și cum nevoia de cele mai multe ori este un profesor foarte bun, am studiat diverse modele de business și am dat de modelul de business de la Western Union și MoneyGram care ce fac? Lucrează prin partenerii pe zona de transfer de bani remittance cu case de schimb valutar. Și atunci ne-am gândit că și noi am putea să facem același model de business doar că pentru schimburi de cripto. Și așa a luat naștere CryptoSpot, CryptoSpots by Tokero, serviciul nostru software în case de schimb valutar, care este un serviciu mult mai scalabil decât zona de ATM-uri, cu avantaje nu doar pentru noi ca unor de business și partenerul Casa de Schimb Valutar, cât și pentru client și o să le spun imediat. Pentru noi, în primul rând, marele avantaj este că nu investești în active fizice, în ATM-urile respective, care spuneam că poate să dureze destul de mult amortizarea, este doar software și atunci putem să începem cu un capital extrem, extrem de, de scăzut. Uh, în același timp pentru client din, uh, și atenție, noi am avut acest model de business cu 5 locații la nivel de MVP pentru test, 3 în București, 2 în Craiova, care au func funcționat extraordinar de bine uh, deci, Practic locuri unde oamenii se pot duce la da, casa de schimb, să da. cumpere Exact, crypto. să cumpere cripto, da. O tranzacție durează două minute. Am fost foarte atenți și la cât durează tranzacția și am tot optimizat acest lucru pentru că am discutat mult cu casele de schimb valutar care sunt principalii clienți, dar nu singuri pe acest model de business și unii dintre ei mai renunțau la Western Union că dura 4-5 minute și se aglomera locul și nu le Aha. mai convenea atât de tare. Și a trebuit, adică am fost atenți la foarte multe amănunte care erau importante pentru partenerii noștri. Din fericire ajungem la legislație. Băncile din România Știi, știți poziționarea lor vis-a-vis -vis de zona de cripto dacă pentru clienți sunt încă, sunt probleme să zicem ceva mai izolate, dar nu sunt atât de friendly. Din păcate pentru zona noastră de exchange, toate băncile ne-au închis conturile rând pe rând și am fost nevoiți atunci. Am pus stop acestui model de business, ne-am focusat foarte mult pe zona de online de care am discutat partea de scalare de exchange, partea de launchpad, pentru că avem și un da, launchpad. Mă. Te trebuie să te -o pe o clipă. Unde se bloca în bancă chestia asta? Pentru că dacă lucrezi atunci, la o o la casa de schimb, oamenii vin cu cash. Primind de întrebarea asta, ce se întâmplă? Să zicem că este un flux de câteva zile bune de cumpărare. Vin foarte mulți oameni cu cash în casa de schimb valutar. Noi, așa cum noi avem market makerii noștri, providerii noștri de lichiditate, practic Tokero devine un market maker pentru casa de schimb uh -huh. valutar și atunci la un moment dat ei cash respectiv trebuie să-l trimită către noi. Noi avem niște buffere, dar care nu sunt interminabile. Dacă tot aici se cumpără, se cumpără, noi folosim din bufferul nostru. Se adună foarte mulți bani cash în casa de schimb valutar și ei trebuiau să ne trimită nou prin, prin cont. Și ai nevoie de un cont corespondent. Dacă suntem pe România, trebuie să fie de Ron. Ah, okay. Și atunci okay. acolo a intervenit problema, în schimb este rezolvabilă. Deja acum vrem să ne concentrăm. Asta se atunci, dar în momentul de fază politica băncilor este aceeași? Da, din păcate politica băncilor este aceeași. Soluția pentru noi și facem deja demersuri în acest sens, să avem companii și, și în străinătate. Oricum, ne și dorim... le prin SEPA? Da, și deja ne dorim foarte mult. Adică, Și uh... Ești practic dacă la ca să schimb valutar și vrei să cumperi acum se poate prin SEPA? Nu, în acest moment, atenție, este pauză pe acest... Am făcut-o la nivel de MVP, am vrut să testăm piața, okay. Am mers și în străinătate, am mers în Istanbul în Grand bazar, unde este modelul ăsta de business și am vrut să facem mystery shopping, să vedem cum funcționează la ei, și atenție, am fost foarte fericit să vedem că fac foarte multe lucruri manual. Nu sunt competiție pentru noi, putem să fim provideri de uh, soluție tehnică pentru ei. Am fost în Dubai. E adevărat se că fac asta lucruri. de la legeri la legeri, în bazar? Să știi că nu, eu chiar am, am filmulețe aici pe telefon că am făcut, chiar ne interesa în mod deosebit, nu neapărat să zicem de la ledger la ledger, fiecare pe unde are, pe telefon, pe laptop, pe okay. unde are el wallet respectiv, dar se, se dar face, mi este se un pare aici... de business încetățenit acolo, adică sunt deja, okay. am văzut, am fost în vreo șapte locații. Mi se pare o idee foarte bună pentru că îți elimină chestia care s-a întâmplat pe, pe Bitcoin Talk și pe, pe alte forumuri unde, pe ăsta local Bitcoin. Când trebuia să cumperi, să te cu cineva la unirii și să-i dai cash-ul și el să-ți spună ție cripto. La o casă schimb valutar, ai un pic mai multă încredere. Corect, eu zic mai că chiar mai multă încredere și mai mult decât atât, Cumva este și un pas pe care trebuie să-l fac casele de schimb valutar. Imaginați-vă, casele de schimb valutar nu prea au mai inovat ca model de business de ani buni. Așa e. Noi le putem oferi trecerea din Web 2 în Web 3. Și ați renunțat la asta sau o reporniți? Nu. Deci aia este pauză a, și acum este parte componentă a ecosistemului okay. și este un demand generation pentru zona de token, că toată lumea da. și primi des întrebarea, ok, cum creezi demand? Bineînțeles. Practic ce o să facem, nu cerem bani pe o chestie fizică pentru că nu există, nu avem un motiv, în schimb acea taxă de franciză pe care oricum ar plăti o cineva care vrea să intre în sistem, la noi va cumpăra token pe care îl ține locked sau un staking o bună perioadă de timp okay. pe parcursul colaborării și atunci inclusiv pentru el poate să fie chiar un avantaj. În afară de un revenue share model pe care îl avem ca model de business împreună cu casele de schimb valutar, va câștiga și din potențială apreciere de token. Okay. Asta, e, asta e o zonă de ediment pentru token și, și... este mega scalabilă. Uh, fiind doar software, nu hardware, noi am făcut niște forecast-uri destul de avansate și culmea am aflat de numărul total de atm după ce am făcut noi forecast și nu ne-am undeva că se pot face 40.000 de locații în 5-6 ani de zile. Adică este foarte Bun, scalabil. în România. Nu, atenție, vreau să uh, re reții un lucru care ai mai zis. Începem și ne dorim foarte tare și să avem mindset-ul ăsta și să începem să okay. facem și acțiunile, Concentrarea noastră pe România să fie din ce în ce mai mică, este o piață bună România, este a doua piață pentru evolut. Da, are un potențial ieși. bun, avem euro pe platformă, vom adăuga și okay. USD, vorbim cripto, este un limbaj universal. Okay. Tokero trebuie să iasă din România. Trebuie să ne facem curaj să mai și ieșim. Câte da. case de schimb valutar sunt la nivel mondial? Dacă asta să, cu, <laughs> Exact, securitatea mea, adică dacă ne-ai 40.000 mă gândeam, bă, dar eu nu știam că sunt așa de multe la noi. Uh, A, sunt uh, convins. Uh, ok, da. sunt da. la tot pas. Adică, uh, da. cred că doar în România sunt da. minim parteneri Și 40. raportându ne la model de business, Western Union are 500.000 de, de parteneri. Unde? Model de business similar, în lume. În lume, dar România. În România, cred că sunt câteva sute bune, adică. Sute, nu sunt zeci de mii. Da, partenerul este în dar sunt, sunt, multe case de schimb sau cum se spune amanetul. Potențialul este, așa este, uriaș și încă o dată este importantă partea de scalabilitate. Mamă, asta cu amanetul iarăși, Puh, Se, se duci să, să să... Pe, ăla, e, zlonul, adică practic pe lângă faptul că te poți duce să schimbi tu valuta cum faci de obicei și încă se mai duc oamenii și folosesc destul de des case de schimb valutar sau amanet, cum da, sunt și amanet, ele de obicei un sunt. cu amanet care abia așteaptă, ne întreabă undeva așa la o lună, um, ne mai dă um, cât un follow-up, când faceți e, lucrul ăla? Ideea că... e ATM-ul găsești și în București, am impresia că sunt Maxim 10, nici măcar nu, cred că sunt 10, în București da. sunt 5-6, probabil un, un număr de genul ăsta. Nu te duci la ATM, că e departe, dar dacă ai putea să o faci la colț de bloc da. unde oricum cu siguranță ai o casă de schimbător, e clar că e mult mai scar. Ar fi genial. Asta este adopția accelerată, pentru că uh, vrei să faci exact ce spuneai și tu, să aduci criptul la colțul blocului. Și imaginați-vă acum, uh, v-am băgat un pic într-un story și acum tragem o concluzie pe această bucată. Imaginați-vă că noi în software-ul de la Casa de Schimb Valutar, care este o extensie a platformei noastre și ce avem în platformă este și acolo, băgăm token de pe dexuri, uri faci acea integrare și imaginați la Casa de Schimb Valutar să poți să iei ceva de pe DEX, ceva care acum este accesibil doar cu tokenul nativ al dexului respectiv, să poți să cumperi foarte ușor cu cash, foarte tare! Am 100 de lei și mă duc să-i bag în ultimul cu el lansat pe Solana de, de dimineață. Uh, și nu credem că ni se pare foarte realist pentru că noi am completat. Tot ce facem acum sunt bucăți de puzzle pe care noi le-am tot adunat șase ani de zile și uh, prin toamna anului trecut au început pur și simplu. Le-am pus așa pe de o hârtie și au început să lege ca la Steve Jobs, connecting the dots. Dacă te în spate, Fantastic. nu poți să le conectezi, trebuie să vină momentul potrivit pentru ele. Un lucru pe care oamenii ar trebui să-l înțeleagă e și faptul că toate chestiile astea se întâmplă perfect legal, pentru că totul se întâmplă sub un KYC și se poate scala și ca sumă din acest punct de vedere, pentru că se întâmplă uh, Încă de la începuturile Tokero, toate tranzacțiile au fost cu KYC. Avem acum KYC automatizat cu liveness checks în cerințele uh, mica. Înainte aveam copoză și puneai uh, codul tău de client pe poza respectivă, făceai un selfie. Acum lucrurile se întâmplă în timp real, okay. ai validare în timp real și același lucru se translatează și la casele de schimb valutar, adică vorbim, iarăși, da. dacă la ATM-uri sunt niște praguri de 3.000-5.000 de lei pe care s-a tot jonglat cumva, nu se va mai putea acest lucru, încă o dată cu, cu mica okay. și eu sunt pro reglementări. Uite, uh... deci, trebuie să fac o paranteză aici. Dacă Gigel se duce cu mamaie să ia o mie de flochi. Se poate, nu? La, te, se va putea la casă. Te, de te, va putea. Teoretic, teoretic nu. Hai să zic de ce. Uh, avem acum niște reglementări care privesc abuzul de uh, bătrâni. Dar de, de ce mamaia n are, n -are voie mamaia să-și uh, ok? Mamaia are voie, dar cumva eu ca, să zicem, ofițer de compliance, care se traduce inclusiv omul de la casa de schimb valutar, okay. este un ofițer de compliance, cumva din ceea ce se întâmplă acolo trebuie cât de cât să-mi dau uh, seama dacă mama este adusă cu forța, nu este adusă. Nu că vine de bunăvoie că vrea să-i dea de ziua copilului să-i facă cadou flochii. Da, atunci Why not? Că mama e în scenariul pe care îl spui tu N-ar fi putut să intre pe Dex Și atunci, dacă, nu știu, din vari motive exact. Cum a, de unde a auzit, cum au. Și auzit, trebuie să-și facă contul acolo pe loc Sau când se întâmplă? Adică, de obicei, fricțiunea asta E una dintre problemele cu O care și el portofelul pe telefon Uite, asta uh, contează foarte mult uh, Inițial, în modelul de business uh, Se făcea cont pentru că se face foarte repede De asta, durează puțin Se face pe loc Îl mai poți continua pentru diverse alte nevoi uh, acasă în schimb acum am gândit clienții vor avea două uh, faci, non-facilități, două opțiuni. Unu, Dacă poate n-a mai avut contact cu Tokeros cu serviciul ăsta până la momentul respectiv și e în proximitate și vede acest serviciu și îl face și durează foarte puțin, adică vorbim de niște minute și îl face pe loc, sau dacă deja știe serviciu, își face contul frumos de acasă de pe canapea și când vine lucrurile merg cu atât cu atât mai repede. Deci, nu te deranjezi dacă vine cu Trust Wallet, cu exportul, nu, 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 cu ce export cu Și apropo de ce spuneai, contează foarte mult și interacțiunea umană. Un alt foarte mare avantaj față de atm -uri. Atenție, nu vreau să dau un business de ATM-uri. Au ajutat și ajută în continuare foarte mult ATM-urile, apropo de coexistența a multiple. Multă colaborare cu ei și am înțeles că sunt un business foarte folositor pentru oameni care vor să ducă cu cash, că vor să vadă hârtia. Da, dar ce voiam să zic este că aici un alt avantaj este interacțiunea umană, de care vă Okay. și la începutul uh, discuției noastre. Uh, de multe ori, la temuri, din păcate, nu știu cum a venit la pachet cu mașinăria care oricum nu-ți spune foarte multe, vin și foarte multe, rămân fără bani, nu dau bon sau ceva și vin, nu știu, la pachet cu un suport foarte slab. Okay. Nu răspund la telefoane, nu știu ce se întâmplă acolo, treaba lor. În schimb, când ai un operator uman în fața ta, interacțiunea este mult mai facilă, te ajută să, eu știu, să poate să, Și ai, ai un nivel de încredere exact. ridicat. Da, da, vorbim să te vedere. Ok, mi se pare de asta. spunem că partea asta de CryptoSpot mi se pare interesantă. Ca să o concluzionăm, produsul este pregătit, așteaptă scalarea. Produsul așteaptă scalarea. A fost la nivel de MVP. Scalare? scalare înseamnă că tot ce a fost făcut a fost la nivel de MVP. Pentru cei care poate ah, nu știu. Ah, că avem O să un le punem oamenilor și un video pe care tu mi l-ai trimis da. în care să vadă că... Când va fi e... disponibil? Că poate să uite oamenii din casele de schimb sau de pe la manet și vor și. Da, noi ne dorim foarte rapid undeva în Q3 pentru că ce trebuie făcut acum? Ce am făcut cu v v v V4? Colegii noștri au rescris ceea ce a făcut Sabin pe primele trei versiuni. Același lucru se întâmplă și la MVP-ul de CryptoSpot. Ei trebuie uh să -huh, translateze în limbaj de programare mai uh, scalabil acest lucru. Dar, din fericire, s-a venit acolo foarte deci, final Pe finalul da, anului. Hai să zicem finalul anului ca să nu creăm nici okay. niște așteptări Nu mai bine nerealiste. pentru Crăciun. Să pui, să pui sub braț niște flochii. Da. Ok. Uh, o parte nu super luați nu, rec nu, recomand să luați flochi neapărat. De business Crici și, eu. ai menționat o destul de pe scurt, dar vreau să atragem atenția acolo, că ăsta este practic unul dintre principalele zone de diment pentru tokenul Tokero. De fapt și unul dintre principalele Motivul pentru care ne-am adunat astăzi aici, pentru că Tokero face acest level-up exact, cu da. un token. De deci ce are nevoie Tokero de un token? De deci ce da. avea nevoie după 6 ani de un token? Um, și care sunt celelalte branșe în care tokenul vine și, -și da. arată utilitate? Uh, tokenul utilitar al unui ecosistem vine de obicei uh, braț la braț cu partea de maturitate a ecosistemului respectiv. Ce vreau să spun este că nu ne-am grăbit niciodată, deși poate părea foarte atractiv. Noi pe Launchpad am adunat, am strâns pentru niște proiecte niște sume considerabile. Am strâns un milion pentru humans de dolari în 36 de ore, am strâns un milion pentru Black Hat în 48 de ore. Când strângi aceste sume care sunt, eu zic, la nivel mondial, sunt niște sume bune. foarte bune, poate să apară o tentație foarte mare să faci același lucru și pentru tine. Doar că ce simțeam noi, nu aveam toate aceste puncte conectate la acel moment și voiam să fie chiar sunt un proiect pe care să l simțim foarte bine, să simțim că merită și că putem să-l uh, scalăm. Și de asta nu ne-am grăbit la bull marketul anterior. Acum, având toate aceste lucruri puse la punct, am făcut tokenul pentru că în primul rând este o unealtă foarte atractivă prin care poți să crești partea de user base, uh, awareness, partea de incentivare te ajută foarte mult la nivel de ecosistem și nu este de ignorat nici partea de fundraising, partea inițială prin care vrei să strângi bani care ce să faci? Să scalezi produsele de care uh, discutăm și uh, mai sunt și altele de discutat și zona foarte mult de care discutam de educație financiară. Foarte mult din această zonă de fundraising se va aduce către zona de evenimente uh, fizice, evenimente online, creșterea comunității de mentori pe care noi am denumit uh, Crypto Mayors, crypto primarii Primari? okay. noștri. Okay. Da? Okay. Avem o zonă... Am vrut foarte mult să gamificăm. De ce am spus tokero level up token? În primul rând pentru că level up... Este un lucru care se întâmplă uh, în, în jurul nostru, toată lumea evoluează. Uh, internet, blockchain a devenit internet 2.0, uh, uh, bitcoin a devenit uh, gold 2.0 și noi cumva trebuie să devenim 2.0, cea mai bună versiunea noastră, pentru că uh, toată lumea acum se raportează foarte mult că trebuie să învățăm lucruri, să ne adaptăm ca să supraviețuim, să nu ne pierdem locul de muncă, să vină IU să ne lea, apropo de discuțiile astea cu IU. În schimb, cred că perspectiva noastră este nu de supraviețuire, ci de, în engleză este to, to strive, a, a Aha, prospera. Bă. Adică level up nu e ceva de genul, hai să facem noi câțiva bănuți să supraviețuim. Este despre noi ca oameni să evoluăm mult, mult mai mult. Și atunci cum putem să evoluăm? În primul rând este această zonă de educație financiară care ia ca mesaj de multe ori este underrated. De ce venim foarte mult și cu zona de tehnologie? Pentru că oamenii acum parcă nu sunt foarte impresionați de, ok, educație financiară. E boring educația financiară, uh, e boring. Dacă nu mi aduce un câștig rapid, dacă nu îmi despai de dopamină, e boring. Exact, și atunci venim și cu zona de tehnologie care e importantă, uite, numai despre criptospoți. Noi, dacă am face token bazat doar pe zona de crypto spots, sunt convins că ar funcționa foarte bine, dar este doar o bucată a ecosistemului nostru. Înțelegem importanța educației financiare, înțelegem că prin zona de cripto poți să incentivezi mult mai bine tot ce se întâmplă acolo, inclusiv partea de consumator final. Oamenii ca să vină să-ți facă cursurile respective vor fi incentivați. Ajutăm, a, prin asta ajută foarte mult -ul. odată partea de fundraising pentru scalarea produselor tehnologice ale companiei și partea de învățare, să-i atragem cât mai mulți pe oameni să... Înveți. Ok, și dintre astea două, asta de criptospose, să zic că mi se pare parte de demand, partea de learn to earn este partea de supply, în care introduceți supply în piață pentru oameni ca să fie un incentiv de a. Și partea învăța. de adopție contează foarte mult la finalul zilei pentru orice platformă, contează numărul de useri, da? Mm -hmm. Și atunci, cumva, partea de learn to earn este demand generation pentru users. Ok, stai un pic. Sună foarte bine și foarte generos. E destul de altruist. Voi vorbiți de Bitcoin și de cripto de multă vreme. Sunteți un actor important în ecosistem. Mai, mai stabilit asta. Din ce ies banii din chestia asta? Cum faci tot, tot, tot să să funcționeze dacă ai de gând să-l dai pentru learn tour, adică oamenii să învețe despre cum funcționează și să primească niște tokeni? Unde intervine utilitatea lui? Și unde, unde, intervine și randamentul? Că dacă ai zis că strive, hai să vedem cum prosperăm din chestia asta. Perfect. Uh... Am zis așa, avem o dată zona de crypto, crypto Unde ca să reluăm uh, pentru a obține o licență da. trebuie să cumperi tokenul exact, și nu doar să îl cumperi, să îl blochezi Exact, da Și atunci ce e vorba de o sumă fixă raportată în, în fiat, adică în dolari, în euro, Da, în acum ceva, ne pochetăm sau? cu ideea, încă unele lucruri suntem în graficul necesar să mai tot punem la punct lucruri Noi ne gândeam cumva să fie foarte similar cu modelele de business ne raportăm la ATM-ul de cripto ca și competitor, să avem și niște prețuri, să zic așa, raportate la aceea. Da. Și atunci cumva deci o licență de ATM așa. costă 5.000 de dolari și noi să fim fix în aceeași zonă, mai ales dar în o monedă. dată. Nu este o cheltuială, eu nu am primit doar dreptul de funcționare, ci am primit și uh, token de okay. acea sumă. Deci, deci ai nevoie de să nu creptăm. vei avea o taxă, vei avea pur și simplu un stake, adică oamenii vor să cumpere token de banii ăștia și să-i blocheze în platformă pentru cât timp? Cât, timp, licențe, cât timp ai licența respectivă, pentru că inclusiv asta ne asigură pe noi că nu sunt niște bad players, adică pot să facă, nu știu, să împluntă exact la un să nu exact fie și și, de cumva, de... și să zicem așa, o garanție de bună purtare, de bună uh, și practică. Și să fie coitere, da, lucru poveste. care ajută iarăși foarte mult la ce de poziționarea foarte etică a zonei de cripto și a serviciilor pe care le oferim. Uh -huh. Ok, ok. Deci asta uh -huh. este, uh, spunem, o parte. Deci, care sunt celelalte utilitățile tokenului? Adică ce mai poate să facă omul cu tokenul Tokero? Pentru ce l-ar cumpăra, pentru ce l-ar păstra, pentru ce ar face hodling pe el? Ok, ce avantaje? Uh, mai departe avem zona de platforma de service, cum am definit-o noi. Avem un mare avantaj, totul fiind construit in-house, platforma, nu avem ceea ce se numește vendor locking. Foarte mulți uh, și am fost și noi tentați uh, în niște momente să facem acest lucru. Cumpără uh, diverse white label-uri de la alte platforme și chestia asta la un dat când vrei să dezvolți mult mai mult decât poate ar face o serviciu respectiv, se transpune în două lucruri. Costă mulți bani și costă de obicei mult timp, că nu se întâmplă lucrurile peste noapte ca și cum mai fi în startup-ul tău, te trezești cu o idee și într-o săptămână, de două poate este, este implementată. Și atunci ne-am dat seama că ok, înseamnă că avem un bun uh, căutat. Pentru că la nivel mondial este căutat. Tot mai mulți oameni vor și ei să-și facă exchange Și atunci ne-am dat seama că având uh, produsul nostru putem și noi să-l oferim către alții Și atunci am gândit și un model de francizare a exchange-ului Dacă tu ești foarte performant, este gândit în special pentru afiliații noștri, pentru crypto-mayors Pentru că avem și un sistem de carieră, un model de carieră Am zis că tokenul este un educational and career token Foarte multe lucruri se opresc la zona de educație dar oamenii trebuie să mai facă și carieră. Și atunci am desenat în zona de white paper, poate o să punem undeva și un link de la white paper. Uh, un cadran lui Kiyosaki reinventat. Știu că o să zâmbești când auzi de Kiyosaki. Dar cadranul banilor, apropo de educație financiară, este un concept este. care este uh, clasic. Te poți considera, adică face parte din da. componenta de educație financiară. Clar. Și atunci noi l-am redesenat puțin în ce sens? Am făcut așa. Ai zona de beginner, ai intrat pe platformă și uh, faci primele trade-uri, faci un prim curs, te familiarizezi cu zona de cripto. Apoi zona de liber profesionist, am corelat cu zona de afiliere, în care uh, până acum aveam sistem de afiliere doar pe exchange. Am extins sistemul de afiliere și pe Launchpad și pe vânzarea de Tokero Token, unde avem niște comisioane foarte generoase, pentru că ne-am dat seama că este, uh, să i implici pe oameni uh, este important să le dai și... Incentivuri bune, contează Acum. foarte mult și avem un sistem de afiliere super gamificat, această zonă de CryptoMailers, după aceea zona de antreprenoriat, cum poți să intri acolo? îți deschizi, poate îți o licență de locație fizică, pentru că spuneam că nu e neapărat doar pentru ca să deschim valutar. Am avut și într-un magazin de lichioruri, am avut și într-un magazin de... Practic poți să duci oriunde. Da, în principiu foarte... ar trebui ca locația totuși să aibă ceva lichiditate, să, se, să, să dispună de ceva lichiditate pentru a face astfel de tranzacții. Corect. Ne? În funcție de dealurile noastre, inclusiv noi venim cu lichiditatea respectivă și atunci, deci, cripto uh, CryptoSpot, licență uh -huh. fizică, poți să-ți faci propriul curs pe zona de academie, pentru că aici are și o chestie importantă de punctat, nu vrem să intrăm în competiție cu comunitatea existentă de content creators din România și din străinătate. Știm cât de greu e să creezi conținut și vă respectăm și vă felicităm că sunteți atât de constanți în crearea de conținut. Și atunci Tokero va avea doar niște lere inițiale de, să zicem, 30 de minute, 60 de minute, lucruri potențial generaliste, iar apoi comunitatea de content creators, analizați și uh, selectați, să zic așa, să nu vină oricine, să fie după niște criterii uh, ok din partea noastră, ei sunt cei care vin cu partea de cursuri, care vor fi inclusiv cu, cu plată. Și atunci ești în zona de antreprenoriat, plus uh, o, o franciză de exchange. Dacă vrei să-ți deschizi un exchange în Spania, uh, Italia, uh, Australia, mai știu unde, uh, America de Sud, poți să folosești modelul de francizare pe care ți-l furnizăm noi și inclusiv acolo este un model de business în, în spate. Și, și aici Cu, ai nevoie de, de token? Ai nevoie de token. Ar... Ele, sincer să, să vă spun, deci, sunt niște lucruri totuși complexe. Am avea nevoie probabil de 5-6 ore să le discutăm foarte punctual pe, pe fiecare în parte. Ok, dar acum practic deschidem conversația asta. Oamenii dacă vor să află mai multe pot citi white paper-ul, însă Oci... mai mult de atât? Avem grupul nostru de Telegram, poate o să punem un link și acolo și încă o dată dau foarte ușor de noi. În perioada următoare o să fim super prezenți la o groază de evenimente. Deja am început o serie de evenimente, o să fim și în România și internațional. Suntem foarte deschiși către comunicare, mai ales că să putem să facem toate aceste lucruri. Ce avem nevoie? Avem nevoie de oameni super mișto alături de noi, oameni care vor să facă lucruri, oameni care vor să impacteze și să-și aducă contribuția pe tot ceea ce vrem noi să facem și atunci. Mai pe românește să vândă unelte. Să vândă unelte. Și să fie alături de noi pentru că, efectiv, ne-am dat seama, pe noi ne-a impactat foarte mult zona de cripto, foarte mulți oameni care ajung în zona de cripto, în zona de Web3, efectiv se îndrăgostesc de acest domeniu, foarte mulți vor să-și schimbe joburile. Unul dintre primul nostru crypto mayor, am, am avut un eveniment mare în București de Cripto acum două săptămâni și am instalat primul nostru crypto mayor din rețeaua de afiliere din Constanța. Are o poveste foarte frumoasă. El este navigator la bază, un om care a alergat peste mări și țări, Andrei. A fost foarte activ ambasador în zona de Elron, ne-a plăcut foarte tare de el, din prima când a văzut ce vrem să facem, i-a plăcut foarte mult și el deja este primul nostru crypto mayor și arată că se poate. Și încep să prindă lucrurile o tracțiune foarte, foarte bună. Adică ni se pare că este un market fit extraordinar între ce vrem noi să facem și oameni din teritoriu care își doresc să își aducă impactul, dar uneori ai nevoie, e foarte greu să acționezi de unul singur. Și mie personal, la un moment dat eram în Craiova, noi am organizat eveniment de cripto în Craiova în 2018 pentru că voiam să mergem la evenimente de cripto și nu erau. Și atunci am organizat noi eveniment. Doar că atenție, inclusiv lucruri banale, precum a face o prezentare, poate dacă n-ai vorbit de atâtea ori de, uh, în public, uh, să faci o prezentare PowerPoint care să aibă o logică, să pui grafică în ea, să pui niște informații interesante și aia poate să fie un, un blocker. Ăstea sunt doar o parte din lucrurile cu care noi vom veni către oamenii noștri din teritoriu, către... Crypto Mayors să facem împreună aceste evenimente de, de educație. Da, de uite, oamenii poate să se întreabă acasă cum ajungi CryptoMayor, care sunt standardele după care ajungi să fii pus într-o astfel de poziție, cum funcționează jocul? Very good question. Uh, în acest moment, până în toamnă, cât avem vânzarea de token, am făcut pentru că era foarte greu de dezvoltat un plan de carieră, să zic, cu multiple uh, alte analize, să te analizăm, nu știu, pe tine ca om din punct de vedere profesional și așa mai departe. În acest moment se bazează pe, sunt niște uh, targeturi, să zic așa, pe zona de vânzare token până în toamnă și am zis o să facem un fel de interimat. Apoi vom avea timpul... Mare criptă, o interimă. Da. Și vom, după aceea vom putea să dezvoltăm, având, apropo de MVP-uri, ce fac MVP-urile și programul este tot la un nivel de MVP, te ajută foarte mult să analizezi date, pattern să înțelegi cum se întâmplă, să vezi dinamica lucrurilor. Vom avea, practic, o perioadă de testare de câteva luni bune și de ce în septembrie, pentru că atunci sunt și alegeri la nivel național. <laughs> și vrem să... Contează foarte mult și marketingul în zona asta ce de cripto. Și imaginați cât de catchy e. În jumate din globul pământesc sunt alegeri, păi sunt și la, nu și la și noi în zona de crypto și noi dată. Edili, edilii. <laughs> da? Și atunci, uh, oricum, avem un grup dedicat și pentru crypto toți cei care vor să afle mai multe date despre acest lucru, să afle informații despre program. Avem un proces, procedură cu tot ce trebuie să vină către noi pentru că îi așteptăm cu brațele deschise și uh, suntem super open să facem lucruri mișto împreună. Perfect. Ai specificat despre sale și multă lume cu siguranță se uită la acest clip cu gândul de cu veșnica întrebare unde bag bani și oare să bag bani și înainte să începem discuția asta, bineînțeles, vă readuc aminte că nimic din ceea ce vedeți sau auziți astăzi aici nu reprezintă un sfat financiar, așa cum se întâmplă de fiecare dată la Crypto Chestionar, care este o rubrică sponsorizată de proiectul care vine alături de noi, Așa cum știți, bun, acum să intrăm în partea de economics, spuneam. Da. văd multe, în pie chart ăsta văd multe, multe bucățele, multe felii de plăcintă împărțite și oamenii probabil se vor întreba, păi cum ați făcut cum ați gândit în primul rând tokenomics-ul ăsta? Pe ce v-ați bazat? Ați mers pe un model cunoscut de dinainte, da. uh, testat? În primul rând, cred că în tot ce înseamnă business de orice natură, se face foarte mult research și reverse engineering, să zicem așa. În primul rând am uh, evaluat uh, proiecte din afară, mari ecosisteme care au avut uh, genul ăsta de token utilitar și pot să dau și exemple. La KuCoin, BNB, și uh, altele mari internaționale. Avem modele inclusiv din uh, Europa, exchange-uri care și-au făcut tocănul. Ce pot să spun din tot acest research este că nu există o formulă perfectă de a face lucrurile și atunci cumva trebuie să adaptezi lucrurile încât să se potrivească pentru tine, să se potrivească pe narrativa momentului respectiv și atunci pentru noi am făcut lucrurile, e normal și să ții cont de niște parametri și cumva a fost, uh, na, dacă parametrii sunt așa, să fiu pe undeva într-o zonă de okay. mijloc, și atunci a ieșit token utilitar cu 1 Billion uh, Supply, preț de pornire 002. ok. okay. Deci, um, un miliard. Un da. miliard pentru cine. Da, uh, nu acolo. Un miliard, așadar, de token. De de token. token cu, și acum cu denumirea Tokero. Fix, da. Da. Tokero, level up token. De Așa, aș vrea să. I-am zis Tokero pentru că contează mult. Uneori este destul de greu poate să managerezi mai multe branduri. Plus că ajută foarte mult și branding-ul Tokero. A, și spune mai devreme că unul din modele este cel pe care l au folosit alte exchangeri. Nu știu dacă am vorbit despre faptul că. Are și utilitățile pe care le au în general celelalte monedele excederilor, da, adică da, reduceri? Absolut, dar ăsta le-am considerat cumva într-o zonă atât de clasică încât, în momentul în care vii în 2024 cu o narativă, adică trebuie să vii cu altă narativă. Cele pentru, noi, exact, dar exact, există da. și. Da, 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 astea, absolut. Da, le-am considerat deja într-o zonă de banal. Ai fiuri reduse, presupun. Da, prioritate ai... pe launchpad. Ah, ok. De de clasice, de, exact. dar există okay. pentru că oamenii da, da, poate da. se să Bun. Da. Și acum mai să luăm câteva bucățele de astea din plăcintă să le oh, explicăm okay. oamenilor. Văd aici 15% pentru treasury, pentru trezorerie. Um, care e planul pentru această bucată? Uh, pentru trezorerie de obicei știți că sunt, uh, na, pentru potențiale uh, incidente, în cazul în care există ceva să -și poată recupera. Front. Exact. De obicei cam aici fix uh, pe treasury cam așa am gândit o Fiți okay. pentru acest lucru. Ok, partea de staking. Cum funcționează partea de staking? Văd că sunt 10% rezervați pentru partea de staking, ca și reward-uri pentru oamenii vor putea pune la staking. Da, de multe ori, uh, Na, trebuie să fim cumva uh, transparenți, de multe ori un, uh, contează foarte mult acest sell pressure, da, și de multe ori un incentive foarte bun pentru oameni ca să nu vândă în anumite perioade de timp este partea de staking. Și acum, cumva, pe narativă, că tot vorbeam de narativă, este absolut mandatorie în 2024 să ai un astfel de program. Și atunci, așa a fost gândită partea de. și cum staking. este gândită pe o perioadă de timp determinată cu un API fix sau în funcție de cât sunt fix Fix, apropo sau... de stadiul de care ziceam că suntem încă super early, este un moment în care încă evaluăm aceste lucruri, pentru că noi suntem la etapa de private, va urma mm -hmm. în aprilie pre-sale tokero și cumva ne-am dat încă 2-3 luni în care să putem să. Deci nu e facem toate fac aceste lucruri în modul exact, exact da. în care va funcționa, dar există staking. Da. Bun. da. Partea de lichiditate E clar pentru toată lumea. Parche de marketing văd acolo 6%, advisors 3%, research and development alte 6% și cei rezervați echipei 15%. După care vine parteneri și ambasadori. Un airdrop acolo foarte, foarte, foarte micuț văd 1%. Și apoi vin cele despre care spuneai și tu aminteai mai devreme. Dacă mă uit în pie chart ăsta, practic lumea o să zică, bă, dar stai un pic, au... Super mult rezervați pentru echipă, pentru prieteni, pentru ambasadori, pentru și așa mai departe. Cum a fost um, gândită partea asta și ce ai spune unui om care vine și zice stai un pic, ăsta vrea să dea dump pe mine? Uh, Unul că deja discutând toate acele lucruri, te uiți și la track record-ul companiei respective încă o dată, nu am fost focusați pe a face niciodată ceva uh, rapid și a fugi nu știu unde, pur și simplu ți-am zis, mi s-au părut niște procente echilibrate, mai ales că ai nevoie foarte mult, ne am pus foarte mare accent pe această zonă de ambasadori, unde la fel, ca oamenii până la urmă să facă lucruri, spuneam că ai nevoie de două lucruri, ai nevoie de incentivare și de recunoaștere. Incentivare o facem prin comisia la vânzarea de token plus diverse bonusuri în token și partea de recunoaștere foarte mult îi vom pune în lumină prin zona de Crypto -mayor, prin evenimentele pe care le vom face inclusiv level up-ul ăsta nu se referă doar la oamenii care intră pe zona de academie, pe să învețe lucruri, se referă uh, și la partea de ambasadori, se referă și la noi okay. ca persoane, la toată lumea implicată în acest uh, ecosistem. Da. Și acum intrăm și într adevăr vorbim despre private sale odată care este as we speak, este ongoing, da. uh, după care avem un pre-sale pe la ul vostru. Da. După care vine un alt pre-sale pe un alt la 11.00. Da, timp, avem după aceea din mai până în septembrie am gândit -o, un lucru pe care noi l-am numit community sale. O să e această împuternicire pe care o dăm ambasadorilor, crypto Aha. primarilor, okay. să vândă token în astfel încât și ei să poată să beneficieze de niște incentivuri importante și comunitatea care nu tot timpul să zicem se mișcă atât de repede. Ai nevoie de un anume timp să poți să faci marketing, să ajungă mesajul tău la cât mai, cât mai multă lume. Okay. Apoi în toamnă, în septembrie, o să avem un launchpad uh, internațional și octombrie listare. Ce public sale-ul din nou pe Tokyo ultima... Bă, am făcut un last call. După partea de launch internațional, considerăm că comunitatea noastră va crește destul de mult până atunci și am zis să facem un last call pe Tokyo înainte de listarea publică care, conform roadmap-ului pe care îl avem, ar trebui să fie în octombrie. Ok, și oamenii de unde pot achiziționa? Să zicem că cineva s-a uitat și a făcut o research și, o și ar vrea să intre într-una dintre etapele. Este, de exemplu, acum o etapă de private sale. Da, în acest moment noi am vândut prin noi ca și companie și prin ambasadori, adică am mers cam exclusiv perioada de private, pentru că sunt și anumite condiționări din punct de vedere marketing și a mers foarte mult prin zona de uh, ambasadori. În aprilie va fi un acces public, avem acest pre pe Tokero, prețul va crește doar și foarte private puțin. private-ul finalizat? Uh, private-ul, suntem super avansați, suntem în grafic, au mers lucrurile conform programului, suntem super, super ok acolo. Dar vine uh, acest prezel pe direct pe platforma Exact, voastră. și care practic cumva va fi primul pas către o accesibilitate mai Uh, mai larg. Mai okay. mare. Pe ce va circula? Ca să știu oamenii dacă, dacă, vor să scoată din platformă, să-l stocheze în ceva? Unde Lucrul ăsta oricum se va întâmpla din toamnă și având în vedere stadiul early de care discutam, suntem în discuție acum câteva chain și evaluăm pentru că e o decizie mega importantă, cel puțin la început. După aceea asta aceste modalități de multi-chain. multichain. De în schimb, cotează la început pentru că nu-ți dorești. Prima dată te gândești la soluția tehnică, să fie tranzacții rapide fiuri mici. În același timp ca uh, proiect pentru un boost important contează destul de mult poate și o parte de funding, poate un grant, contează partea de marketing cross promotion pe care ți-o poate oferi uh, proiectul respectiv. Și atunci avem niște oferte pe masă, avem niște discuții deschise, dar fiind atât de important pentru noi, simțim că avem nevoie de un pic timp, mai avem nevoie de puțin timp no, ca de deci nu este ales. O o decizie. Cred că am vorbit despre toate lucrurile pe care le-am pus, dacă ar mai fi ceva pe care ar trebui să-l menționăm și noi. Și am, am reușit să o facem mai, mai puțin de 5 ore. Da, da, exact. exact, exact. Uh, da, focusul foarte mare în perioada următoare, vorbind acum deja de Q2, după partea de launchpad pe Tokero, vrem să începem o serie de evenimente naționale, am vrea să fie în marile orașe în același timp, evenimente de educație. Și atunci, ce ne dorim noi foarte tare este tocmai acești cryptoambasadori, crypto, -ambasadori, crypto care să vină alături de noi și să fie Win-win avantajos. Ei să ne uh, ajute în organizarea evenimentelor locale să fie oamenii noștri din uh, Din teritoriu și noi uh, cei care vom veni cu tot ce înseamnă procese, proceduri, programa uh, în sine. Deci ce ne dorim foarte tare în următoarea perioadă focus foarte mare pe zona de educație cu evenimente locale, astfel încât să fim aproape de oameni, să putem să transmitem toate aceste mesaje cât mai bine, așa cum sper că am făcut-o și <laughs> acum. Și aici. detaliile astea oamenii le pot afla de pe grupul de Telegram? Grupul de Telegram, de la noi de pe site, Există tot timpul comunicare deschisă, dar de principiu cred că cele mai multe informații uh, direct din grupul de Telegram. Normal, că okay. e interacțiunea umană despre care spunești tu, e mai simplu pentru om să învețe. Exact. Uh, bun, cred că ne-am lămurit, nu? Pentru e... momentul ăsta? Oh, oh. Am multe informații, uh, sunt convins că au venit așa dintr-o dată în, în capul oamenilor și probabil că vor trebui să, să uit încă o dată dacă chiar vor să pătrună toate, toate subiectele acestea. Mi se pare foarte interesantă abordarea asta cu primarii, cu crypto, acești crypto-mayors, partea de tokenomics, toată partea de crypto spots, am aflat multe lucruri interesante, sunt tare curios cum o să avanseze. E un an important, din câte dați seama cel mai important an de până acum pentru voi. Corect, da. Și se vede că v-ați folosit de bear market ca să construiți să veniți acum. Doamne ajută să țină bulranul până atunci. Să, să, Am țină, tot să, să, meargă, să, meargă, piața și să ne vedem așadar cu ele rezolvate. Îmi doresc foarte mult să vă reușesc. Dar din nou, asta depinde doar de voi și depinde și de oamenii care se uită să-și ia deciziile pe baza, cum e aia, cu Dior, nu? Exact, Faceți-vă da. cercetare, aflați din mai multe locuri, documentați-vă și abia apoi luați decizia dacă vreți sau nu să investiți într-o astfel de idee. Cam atât pentru noi, de la noi. Da, eu zic că am acoperit tot ce trebuie, oamenii au înțeles și, cum spunea și George, e cazul să aprofundați tot acest research pe care îl faceți în momentul de față și să țineți minte că un astfel de chestionare este doar prima cărămidă, poate, sau încă o cărămidă în research vostru. Mulțumim, Marius, pentru prezență la Crypto Chestionar uh, și să ne vedem data viitoare cu alt proiect aici la formatul Crypto Vineri. Dacă vreți așadar să ajungeți aici în studio, să vă spuneți povestea și să atrageți comunitatea alături de voi, nu trebuie decât să ne scrieți pe contact și de acolo preiau colegele noastre discuție. Cam atât însă pentru astăzi, dar până data viitoare să vă fie numai bine!